Ați uitat de Binding of Isaac Repentance, mai facem un episod. Nu prea m-am mai jucat deloc jocul acesta în timpul meu liber și de-aia n-au mai apărut episoade, dar din când în când mai jucăm. Nu e super apreciată seria pe canal, asta e problema, că nu toată lumea înțelege jocul. Dar hai să vedem ce facem și astăzi, ce caracter alegem. Sunt cu șapcă, mi-am lansat merch oficial pe canal, ia vedeți-mă, sunt bine. Nu, glumesc desigur, dar nu e merch-ul meu, este al unui YouTuber pe care nu-l cunoașteți. Deci Judas pe hard. Judas? În fine, nu mai contează. Avem un item desigur interesant. Știți că Judas are o singură inimioară stânga sus, dar are Sad Onion și îi permite să atace și repede, are și damage up. Bam, bam, bam. Vedem că avem și o pietricică lângă noi. Deci avem un început puternic, aș spune eu. În afară faptului că nu avem viețulică. Așa, deci cărticica pe care o avem în stânga sus îl face așa demonic pe Judas. Dar nu ne-a dat nimic camera? Oh, God. Așa, luăm de aici ce trebuie. Sunt binevenite inimioarele astea. Eventual ne-ar prinde bine iteme. Să vedem. Oh, speed down, dar tears up. Nu sunt mare fan speed down, dar. Ok, n-avem bănuți oricum. Nu m-am mai jucat jocul, e un pic problematic. Damage up classic. Classicus, nu mai avem dălea așa și să intru aici în cam bad joc de run, adică e cam, cred că n-a fost nimic bun acolo, nu știu dacă am ieșit cu viață în plus, probabil că nu. Aveți și voi un G2 în descriere, GF-ul în descriere, este cu aroma PewDiePie, Green Apple, Sour Green Apple, destul de delicioasă aroma, acrișoară așa, dacă n-ai poftă de ceva dulce, dacă nu aroma de la Naruto e... super, ok. Credeți că se află? Avem un run bun sau prost? Mamă, asta e bună, asta e bună. Asta e un trinket care se pune în stânga jos și pe aici pe la facecam. Dar îți dă toate efectele de la toate trinketurile din joc. Cred. Sau? Random trinket effect every room. Cred că da. Deci este practic ultimate trinket, că îți dă toate efectele posibile. Un item extraordinar de prost și nu mi-am luat damage, dar îmi scade charge-ul de la itemul din stânga sus. Hai mai bine să ne batem cu bossul că e jale. Ok, ăsta e un boss super nice pentru noi, pentru că avem extrem de mult damage și atunci o să-l spargem direct. Vedeți și voi cât damage îi dăm. A apărut și ăla și nu face nimic norișorul. Nu vedeți niciun item aici pentru că e buguit jocul meu. Nu știu de ce de la moduri, dar acest Mr. Dolly nu apare. Tears up plus range up e foarte bun, dar mi-aș dori un HP up. Ok, never mind. Trebuie să mă gândesc puțin. Vreau să intru la Devil Deal sau nu este întrebarea. Probabil că nu. I mean, hai să trollăm run-ul ăsta și ne batem joc de el. Deci, efectiv, mi-am bătut joc de run pentru că am intrat aici. Killing enemies așa, iteme proaste de tot. Asta înseamnă că nu o să mai apară Angel Room, probabil. Nu știu ce să zic cu acest... item shop. Let's go. Dă-i și ne un like sau nu prea dăm. O să avem, vedeți și voi, 18% ambele, Angel Room și Devil Room. Devil Room ați văzut și voi că ne ia viață dacă facem vreun deal. Ok, pe când Angel Room-ul este gratuit, nu sacrifici nimic. Ăsta e un pic n-aș parliu. Bă, lasă-l! I-a dat două hituri, ceea ce e groaznic pentru că ne jucăm și pe hard. Speed up e bine, e bine, speed up e bine, ne mișcăm mai repede, plus shot speed up, adică lovitura noastră o să traverseze din stânga în dreapta mai repede. Cheiță. Mamă, ăsta e un shop interesant, rău de tot, dar... I don't know. Consumes Isaac health trinkets and grants they are fixed permanently. E bun și ăla, dar nu prea. Slăbuț. Nu e super nice. Ok, ne mai trebuie niște viață neapărat. Pentru că jucăm pe hard. Oh, snap. Superb, cum ar zice Rafael. Apăsăm space și primim viața la comandă. S-ar putea run-ul acesta să fie salvat. Mă uit la cartea de jos pentru că ne dă 2 damage in up. Next up. O stăm super bine. Devil Room n-avem. Angel Room n-avem. Deci ne interesează să nu ne luăm damage.
încât să ne tot dăm HP up, HP up, HP up. Ne dă damage și ne spawnează nu știu ce, nu prea ne interesează. Oh my god, health up, e superb, ăsta e superb. E binevenit, avem și coarne. Aoleu, eu nu m-am uitat că trag așa. Nu, cred că e de la trinket sau? Dacă trag așa, tot rău nu e over. Suntem super bine, mamă. Nu ne trebuia ăsta. Ne trebuia, în schimb, un shop decent. What? Și noi bosacheu. Să-i dăm cocoșarea, practic. Opa, a început să fie răutăcios. Să vin și range up, dacă observați. Asta e bun pentru protecție. E bun, e bun, e bun de început. La Chopin nu e nimic superb. Clasic asta. Ok. Poate, poate drăgușorul ăsta ne ajută cu ceva. Să ne dă o țeacă clasică. Bă, nu știu, fii atent. Ne ducem noi peste tot. Adunăm din greu, ne teleportăm. Uite, pentru asta e bun modul. Să mai stăm să batem 100 de drumuri. Superb, superb, superb. Haide, mă, superb. Îți iei de merge, ai șansă să îți dea o inimioară albastră. Ăsta vrea chei. Mergem mai departe. Mai departe. Necropolis. Bine, și un item de... Chiar voiam să zic de pastile, știi? Îl luăm pentru Yes Mother, dar... vedeți că avem unul din trei. Ne dă o transformare la trei iteme de genul, dar... voiam itemul ăla cu care citești pastilele. Nu uitați că avem ultra reducere. Ceea ce ne permite să ne încărcăm cu HP. Ăsta ținem două iteme active, dacă zic corect. Ok, și de ce să nu luăm cărticica? Ăsta e... nu e, nu e Mother. Activăm aici așa. Suntem răutăcioși maxim. Mergem? Ăsta e bun. Ce e aici întrebarea? Hai să ne băgăm să vedem. Backstab-ul ăla e ok, dar nu știu când dăm noi damage de la spate. Aia e problema. Am încercat și eu, ce să mai zic. Așa. Atacă ăla în 50 de speed up, range up. Nu mai de-astea avem azi. Speed up, range down. Range down, speed down, damage up, de-astea. Avem și noi un efect ceva, un... bun, hai să ne mai dăm HP up, hai să vedem shop-ul, că e important pentru noi, viața asta îmi place. Spuneți un trinket? Nu. Aaa, ba da! Că noi putem să cărăm două iteme. Deci, poate dacă e vreun trinket care e habar nici, poate damage up trinketul ăla sau nu știu ce trinket, ce este goală. Ok. Bă, eu pot să dau skip la boss-ul ăsta dacă apăs Q. A, e mama, e mother aia turbată. O, lasă-mă, ce râde mother. Isaac. Am zis că vreau să bat baby ăla, Isaac, sau mă rog, trebuie să mergem spre cathedral. Deci o să iau acesta și o să ne ducem. Moment epic. Moment epic. Bine, și care e faza? Dacă eram un jucător profesionist de Isaac, da, gen Sinvicta moment sau ceva se întâmplă pe aici, asta putem să luăm, că ne dă 3 pentru 3, gen what? Ok, ok. Dacă eram un Sinvicta pe aici, așa luam și pe ălalt. Dar ne bucurăm și noi într-o anumită măsură, gen. Bun. Ok, ok. Ar trebui să fie ce trebuie, pentru că avem și shot speed up, avem damage up, avem, adică, atacăm repede. Da? Oh my god! What? Bă, nu mai intru mă la asta, nu știu dacă merită. Ok, intrăm. Intrăm doar așa să ne facem în ciudă, că nu ne mai permite, cred, nici nu văd de viața. Ok, ăsta ar trebui să-l luăm așa și zburăm. Oh my god, actually. Actually, thumbs up. Au avut dreptate abonații când au zis că e important backpack-ul ăla pentru mai multe iteme.
Bun. Mamă, e bine, mă, ce ai. Bun. Isaac. Bă, nu mai pot să lovesc, bă, din poziția asta. Isaac. Ok, vreau să ne ducem sus. Sus. Mai sus. Bun. Suntem... Mamă, cât o viață! Ui, am dat backstab. Holding a fully charged active item. Bă, hai că le iau pe ăsta. Că pare așa cu potențial, nu știu ce să zic. Nu vreau să dau itemul activ, deși mi-ar da o inimioară. Știi ce zic? Ok. Bun. Nu știu exact cum îi dau ăstuia backstab. Gen, din ce poziție îi dau backstab? Păi eu n-am mai realizat că eu pot să folosesc itemul ăsta activ. Cred că actually, nu? Nu știu, de jos în sus îi dau? Da, de jos în sus îi dau backstab. Bă, i-am dat cocoșare, ce să-i mai zic. Ok. Hai să vedem, ia. N-avem cheile. Mă rog, hai să vedem ce item ne dă. Bă, ăsta e super nice. Poison la toată lumea din cameră. Ăsta e un item bun care să încep, e chiar mișto. Three soul hearts, tears up, superb. Mamă, ăsta e itemul vostru favorit, că voi purtați. Scute cel. Firing tears for 3 seconds, spawns a lead bum bum. Nu. Da. A fost ok itemele. Vezi cât de mișto e ăsta. Nu pentru boss, desigur. E pentru cameră unde sunt... inamici de ăștia mai mititei. Pentru că... îi înmoaie, dacă... îmi permite să folosesc termenul acesta. Deoarece... ei încep din start cu viața scăzută. Doar că aici observați și voi că... ne mai batem cu boss. Hai să mă teleportez la boss, ia ce se întâmplă. A, clasic, e GG. GG's in the comentarii. Cum îi dau backstab? Că nu, explicați-mi. Din ce poziție îi dau backstab? Care spatele? Uite, nu îi dau, efectiv. Deci nicio poziție. A, bă? Într-o parte așa, nu știu. A, bar, n-am. Uite, este efectiv în spatele lui. A, bă, da. Deci de deasupra merge. Run-urile astăzi a fost mișto, eu așa zic, a revenit frumos pe Isaac cu un run tare, 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 tare de tot. Vedeți link-urile din descriere, G2A G Fuel, băutură răcoritoară, ieftină, achis codul RAF, jocurile mai ieftine clasice de pe G2A. Îmi ziceți în comentarii ce să mai facem pe jocul ăsta, nu știu că nu prea m-am mai jucat, ar trebui să ne ducem să bate Mother, să mai facem ending-uri și așa. Cred că ne-a și deblocat iteme? Nu ne-a deblocat nimic, wow! Deși atât când am jucat pe Judas și am făcut toate alea roșii. Și nu ne-a deblocat nimic. Băi, sunt uimit, sunt uimit. Un Eden ar merge, tot așa să batem în Cathedral, că văd că nu am și după aia caracterele sunt destul de grele. Polian și așa mai departe. Bun, like și ne-a dat viitoare. Pa-o!